Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Oriunde ați fi, oriunde am fi, nouă ne plac întâmplările și știrile cu eroi. Cui nu-i place o poveste frumoasă cu un erou, cineva care a salvat viața al cuiva, s-a aruncat în valuri și l-a salvat pe acel om care era pe punctul să se nece, sigur, dacă e și salvamar, e și mai bine când faci așa ceva. S-a întâmplat la Costinești, unde un salvamar și-a făcut treaba lui de salvamar și a salvat un om. Foarte bine. L-a scos la mal sau ca să-i facă. Ce se face în astfel de situații? Nu știu, respirație, bușon la bușon. Asta și s-a strâns lumea, că nu toți apreciem un erou. Unul dintre gură cască iubește atât de mult eroi, încât a vrut să păstreze și un suvenir de la el. Și în timp ce salvamarul salva omul, domnul Hoț, foarte impresionat, a apucat telefonul mobil al salvamarului și a rupt-o la fugă. Pentru că de ce nu să păstrăm ceva amintire, cum ziceam, de la erou. Și pe plajă se afla jandarmul în vacanță. Asta mamă. Știi, seria de filme. Jandarmul și extraterestrii, jandarmul la Saint-Tropez, jandarmul la Costinești. Era jandarmul pe plajă. Și asta e. A intervenit? Atenția a fost atrasă de niște strigăte. Aha. Se striga în semn de salut pentru hoțul care plecase cu suvenirul. Hey! Da. Așa că prinde-l! L-a observat pe domnul hoț care alerga cu telefonul în mână. A intervenit și, potrivit comunicatului de presă, a reușit să-l imobilizeze. Cred că l-a placat, l-a luat la o gură de nisip. Vezi, dacă nu mai are loc, dacă nu mai sunt manifestați în Piața Victoriei, jandarmii acum trebuie să se concentreze pe alte lucruri. Vor fi detașați la mare, îți dai seama. Era în concediu ăsta. Era în concediu? Da, dânsul era din concediu. Comunicatul vine de la Timișoara, că dânsul era din Timișoara. Ce ne plac timișorenii? Dânsul era din Timișoara și comunicatul vine de la unitatea de jandarmi Glad Voievod. Îmi plac astea care au unitatea menumărut. Da. Glad. Oare există și compania Gelu? Asta vreau să zic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.